Despre situația banilor și a carierei astăzi. În Berbec aveți succes în afaceri și în activitățile casnice. Schimbările pe care intenționați să le faceți pot fi apreciate dacă nu uitați să cereți și părerea celor din jur. Taur, nu este o zi prea bună pentru întâlniri cu prietenii și nici pentru afaceri. Cei din jur nu vă înțeleg corect dorința de schimbare, nu neglijați problemele de serviciu. Gemeni, dimineața s-ar putea să vă certați cu partenerul de viață din cauza unor probleme financiare. A venit momentul să înapoiați unei rude o sumă împrumutată mai de mult, dar nu aveți de unde. Apelați la prieteni. Rac, este posibil să aveți discuții în familie din cauza banilor. Țineți cont și de dorințele celorlalți, evitați călătoriile și nu încercați să faceți mai mult decât se poate. Leu, puteți să încheiați contracte avantajoase și să faceți investiții inspirate, dar fiți prudent. Partenerul de viață vă susține. Fecioară, dimineața s-ar putea să fiți stresat la serviciu din cauza unor lucrări urgente. Ar fi bine să țineți cont de sfaturile colegilor. Balanță, dimineața aveți de alergat pentru a rezolva probleme ale partenerului de viață. Este momentul să vă ocupați și de problemele financiare ale familiei. Scorpion, aveți multe idei constructive pe care doriți să le discutați cu cei apropiați. O rudă vă face o surpriză plăcută, oferindu-vă sprijin financiar și moral. Este o zi bună pentru investiții. Săgetător, sunteți preocupat de problemele profesionale și aveți tendința să neglijați relațiile sentimentale. Nu este o zi bună pentru afaceri, riscați să pierdeți o sumă importantă. Capricorn, beneficiați astăzi de o creativitate deosebită care se poate dovedi foarte utilă pentru rezolvarea unor probleme profesionale dificile într-un mod original. Vărsător, zi bună pentru afaceri, dimineața sunteți foarte optimist și aveți convingerea că nimic nu vă poate sta în cale. Ar fi bine să vă păstrați realismul. Pești, s-ar putea să fiți indispus și tensionat din cauza dificultăților cu care vă confruntați în colaborarea cu un coleg de muncă. Amânați deciziile în ceea ce privește investițiile pentru că riscați să nu fie inspirate. Atât pentru astăzi, vă doresc o zi excelentă!